De la Solidaritate la Masa Rotundă, o pagină din istoria Poloniei redată în fotografii. Institutul Polonez din București și Biblioteca Județeană Timivireanul Vâlcea sunt de ani buni într-o colaborare fructuoasă, oameni de cultură din diverse domenii din Polonia, prezentându-și operele publicului vâlcean. Marți 4 iunie, holul mare al Bibliotecii Județene Timivireanul a fost gazda vernisajului unei expoziții de fotografie, intitulată De la Solidaritate la Masa Rotundă. Exponatele reprezintă fotografii realizate de artistul fotograf polonez Era Ciolek. Lucrările sale ilustrează momentele de schimbare a sistemului din Polonia, care au început la 4 iunie 1989, atunci când în Polonia s-au desfășurat primele alegeri libere. Expoziția intitulată De la Solidaritate la Masa Rotundă prezintă povestea renașterii Poloniei prin intermediul fotografiilor realizate de Elza Ciolek, jurnalist fotoreporter, care s-a aflat în preajma muncitorilor grozici de la șantierul naval din Gaz în anul 1990 și care a documentat evenimentele în timpul dezbaterilor mesei votului. Acestor fotografii li se adaugă câteva afișe, atât din perioada formării sindicatului independent autocefal Solidaritatea și a legii marțiale, cât și un afiș informativ despre introducerea legii marțiale și afișe de propagandă din perioada campaniei electorale pentru SRE și Senat de la 4 iunie 1989. Potrivit istoricilor contemporani, formarea sindicatului Solidaritatea a fost determinată de vizita papei Ioan Paul al II-lea în această atmosferă de confruntare continuă pentru ca sindicatul aflat în legalitate a început să coordoneze din nou acțiunile polonezilor care luptau pentru libertate, mai cu seamă după aprobarea oficială a legii marțiale la 22 iunie 1983. Apariția Solidarității a însemnat, practic, destrămarea cortinii de fier. Trebuie să vă spun că pentru poporul polonez, nu anul 1989 a însemnat începutul luptei împotriva sistemului comunist și anul 1953, când aceiași muncitori de la șantierul naval din Gdansk s-au răsculat împotriva normelor de lucru impuse de conducerea comunistă a șantierului și practic a fost primul frison care a trecut prin inima comunistă că nu mai sunt susținuți conducătorii comuniști de către muncitori. Apariția Solidarității a însemnat, dacă vreți, prima schimbare care o resimțeam după 20-30 de ani de statul în sistemul comunist. Practic, prin turiștii polonezi care ne vizitau și intram în contact cu ei, aflam că în Polonia există un sindicat care se împotrivește ordinii de stat, respectiv ordinii comuniste. Și pentru noi era ceva nou. Nu postul de Radio Europa Liberă și nu alte publicații occidentale au fost cele care au schimbat percepția românilor despre ce se întâmplă în lagăr comunist, ci acești turiști polonezi, care în mașinile lor mici polski, se opreau și discutau cu noi despre ce este în Polonia. Pentru libertate întotdeauna se luptă, întotdeauna se moare. Dar libertatea este cel mai de preț bun pe care Dumnezeu ni l-a lăsat pe pământ și merită ca fiecare din voi, atunci când veți fi adulți, atunci când veți conduce poate colective de oameni, să nu uitați această lecție de istorie care ne-a predat-o poporul polonez. Pentru mine a fost, este și va fi întotdeauna o onoare să vorbesc despre faptele poporului polonez, pentru că, spre deosebire de noi, recunosc, ei au fost mai buni, mai tari, mai uniți. Din păcate, la noi, ideea de uniune a lipsit și înainte de 89 și acum nici nu prea să mai regăsești. Să fii contemporan cu evenimente importante din istoria propriului popor este un privilegiu, iar cei care au trăit astfel de momente sunt oameni valoroși pe care trebuie să-i prețuim de la ei, putând învăța adevărate lecții de istorie. În afara faptului că vedeți niște poze și niște oameni în pozele respective, vreau să vă spun că trebuie să înțelegeți istoria și aveți posibilitatea să stați de vorbă cu niște oameni care erau poate ca voi sau un pic mai mari la momentul respectiv. Eu una când am văzut pozele astea vreau să vă spun un singur lucru. Mi-am dat seama că dacă te ajută Dumnezeu și trăiești un pic mai mult și tu faci parte din istorie. Adică da, am văzut, asta e istoria și eu mi-am dat seama că eu am trăit-o și am trăit-o pe viu și să știți că e o mare diferență între ce spun unii și alții din diverse interese, mânați de anumite interese, față de ce vă povestesc cei care au trăit momentele respective și fiecare în felul lui
l-a trăit și l-a resimțit. Popoarele din Est, și în speță, acum vorbesc de poporul român și poporul polonez, două popoare care au mai multă sau mai puțină, dar eu sper ca pe viitor să aibă din ce în ce mai multă importanță și influență în ceea ce înseamnă Uniunea Europeană și în ceea ce înseamnă harta mondială. Vreau să vedeți că până și viața acestor popoare a fost și este cumva legată. Vedeți, anul 1989 a însemnat ceva și pentru ei și pentru noi. Așa cum domnul Urbanovski, împreună cu Institutul Polonez, fac atât de multe lucruri pentru a aduce la cunoștința tuturor eforturile poporului polonez pentru libertate și pentru o viață mai bună, așa trebuie să facem sau ar trebui să facem și noi românii. Și sunt convinsă că dacă cei din generația mea sau cei dintr-o generație și mai mare ca a mea nu am reușit să facem suficient, sper din tot sufletul ca voi să fiți aceia care să faceți mai mult și să le arătați tuturor ce înseamnă România, ce au însemnat românii, asta fără o mândrie din aia prostească, să ne recunoaștem slăbiciunile. Exact cum a spus și domnul Bușu, așa este, noi nu am fost foarte curajoși, au fost popoare mult mai curajoase și revin la un lucru la care țin foarte mult. An de zile noi ne-am lăudat și am spus că niciodată nu am cucerit un alt stat cu arma în mână. Cred că este momentul acum ca împreună cu creierele pe care le aveți și pe care le-ați moștenit și le moșteniți de aici din pământul românesc, să cuceriți lumea și să le dovediți ce înseamnă poporul român, ce înseamnă România, chiar cu Miorița ei așa mult discutată și atât de mult culită. Vă doresc să învățați ceva, să rețineți ceva și vă doresc să ajungeți și voi la momentul când să constatați că și voi sunteți parte din istorie și că viața voastră este un moment din istorie. Mișcarea sindicală din Polonia a reușit să renască după 1975 în condițiile în care comunismul polonez nu a fost atât de atroce și atât de dur ca cel românesc. Aș face mențiunea că în România Partidul Comunist Român a controlat atât de bine mișcarea sindicală, încât a fost aproape imposibil a se întreca o mișcare de rezistență anticomunistă la nivelul folosesc o sindicală care poate nu mai este la modă, dar totuși o să pronunț clasei muncitoare. Totuși, în decursul anilor după 1980, începe să se facă simțită și în țara noastră un apur de independență al oamenilor față și o rezistență față de regimul comunist și m-aș referi aici la dizidența care începe să ridice glasul și care încearcă să se opună măsurilor draconice impuse de Partidul Comunist și de Nicolae Ceaușescu. Aș face aici referire la anul 1987, când în Valea Jiului are loc o grevă a minerilor care se soldează cu intervenția brutală a trupelor de securitate și cu arestarea celor care au condus această mișcare. Mișcare pe care istoricii de astăzi încearcă să o încadreze într-o, așa zisă, mișcare sindicală mai amplă. Istoria popoarelor români și polonezi aseamănă în ansamblu, dar sunt atât de diferite la mână. Vă mulțumesc! Prezent la acest eveniment a fost și Witold Urbanovski, director general al uneia dintre cele mai performante societăți cu capital polonez, care desfășoară activități în țara noastră, inclusiv în județul nostru, Ciech Soda România, care sprijină multe dintre acțiunile culturale din Râmnic. Mulțumesc, domnul Vigărescu, că a promovat cultura poloneză. Fericit pe domnul Bușu, care știe istoria Polonia mai bine decât eu, trebuie să spun. Și ca suntem primiți aici, ca al nostru, adică suntem dincolo. Și dacă jumătate din lumea e tot poloneză, jumătate e română, dragii mei. Învățați ceva de la polonezii, dacă se poate. Noi învățam și de la românii. Am văzut, eu eram deja participat în alegerii asta, cred că la al doilea meu la vot. Aveam 24 de ani și da, suntem cu ascultăm Aurora, parte de istorie de dragii mei. Hai să mergem împreună înainte.
Expoziția prezintă evenimentele din anii 1980-1989 din Polonia, activitățile sindicatului Solidaritatea și drumul care a dus către Masa Rotundă. Negocierile de la Masa Rotundă dintre guvernul comunist și opoziție au avut ca rezultat primele alegeri parțial libere din 4 iunie 1989, care au condus la căderea comunismului fără vărsare de sânge în Polonia și la inițierea procesului democratic în întreaga Europa Centrală și de Est. Fotografiile alb-negru cu accente de roșu redau dramatismul acelor momente cruciale din istoria modernă a Poloniei.